Bună ziua, sunt inspector de poliție Eustache Elena, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Brăila și vă prezint principalele rezultate obținute de polițiști în ultimele zile. Principale misiuni ale efectivelor Inspectoratului de Poliție Județean Brăila în perioada 10-15 august au fost reprezentate de menținerea ordinii și liniștii publice pe perioada manifestărilor de zilele municipiului Brăila, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și Ziua Marinei, prevenirea și combaterea faptelor ilicite, precum și controlul și supravegherea traficului rutier. Astfel au fost organizate și desfășurate 72 de acțiuni și s-a intervenit la 256 de evenimente, dintre care 216 au fost sesizate prin apelul 112. În această perioadă s-au dispus măsuri preventive față de două persoane, iar 14 autori de infracțiuni au fost surprinși în flagrant de către poliție și jandarmi. La nivelul unităților de poliție au fost semnalate 154 de posibile infracțiuni, 23% dintre acestea fiind sesizate din oficiu. Polițiștii rutieri au continuat acțiunile în trafic pentru prevenirea și combaterea accidentelor grave de circulație, fiind reținute 44 de permise de conducere și retrase 14 certificate de înmatriculare. Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 753 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproape 400.000 de lei. De asemenea, polițiștii au desfășurat multiple activități de prevenire și informare cu privire la traficul și consumul de droguri, care s-au adresat atât minorilor, cât și adulților și tinerilor. În continuare, polițiștii brăileni vor desfășura acțiuni pe raza întregului județ pentru prevenirea și combaterea întregului fenomen infracțional. Vă mulțumesc! Bună ziua! Sunt Sergea Majora Băseacă Andreea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Județean Brăila și în cele ce urmează o să vă prezint rezultatele obținute de colegii mei în perioada 11-15 august. Festivalul Internațional de Folclor Lină Chiralină, zilele municipiului Brăila, precum și zilele comunelor, Mărașul, în Ulmu, Șuței și Dudești s-au desfășurat fără probleme deosebite. Dorim să mulțumim tuturor partenerilor care au fost alături de forțele de ordine și au contribuit la succesul acestor misiuni. De asemenea, mulțumim și tuturor participanților la activitățile cultural-artistice desfășurate în spațiul public în perioada 11-15 august pentru că au ales să se bucure de muzică și de celelalte evenimente într-un mod responsabil. Dispozitivele de ordine publică din zona desfășurării concertelor și altor evenimente au urmărit verificarea respectării regulilor de comportament, precum și gestionarea rapidă a faptelor antisociale. Nu a fost aplicată nicio sancțiune contravențională pe timpul desfășurării zilelor municipiului Brăila, Festivalului Internațional de Folclor Lină Chiralină, precum și a manifestărilor din județ amintite anterior. Totuși, amintim că în data de 15 august, în jurul orelor 22, pe timpul misiunii de asigurare a ordinii publice la scena de pe faleză, o patrulă de jandarmerie s-a sesizat cu privire la faptul că un bărbat se află la aproximativ 20 de metri de publicul de la scenă și deține un dispozitiv cu electroșocuri. Subofițerii l-au identificat pe cel în cauză, fiind vorba despre un brăilean în vârstă de 27 de ani. Obiectul a fost ridicat de către colegii noștri, fiind întocmit actul de sesizare. Cercetările vor fi continuate de polițiștii brăileni. În cadrul misiunilor zilnice specifice, atât în municipiu cât și în județ, jandarmii au aplicat 5 avertismente scrise și 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.900 de lei, pentru încălcări ale legii 61 din 1991. Iar aici vorbim despre consum de alcool în locuri nepermise, despre provocare o participare efectivă la scandal în locuri publice, ori de adresarea de injurii și expresii jignitoare. Vă dorim o săptămână liniștită!